Un telefon mobil a fost pierdut de un turist la muzeu, găsit de jandarmi și restituit proprietarului. Forțele de intervenție care asigură paza și protecția la obiectivele aflate în responsabilitate se confruntă de multe ori cu situații în care găsesc obiecte sau diverse bunuri pierdute de cetățeni. O astfel de situație s-a întâmplat astăzi în zona muzeului regiunii Porților de Fier 1, când jandarmul aflat în postul de pază a găsit în zona obiectivului un telefon mobil marca Huawei. Subofițerul a observat că telefonul era deblocat și a format ultimul număr apelat, cel al mamei proprietarului telefonului. Aceasta a anunțat membrii familiei, astfel că în scurt timp cetățeanul originar din Botoșani, aflat în vizită la muzeu, s-a prezentat pentru a-și recupera telefonul. După verificările necesare, jandarmul i-a înmânat telefonul, sfătuindu-l pe viitor să fie mai atent în asigurarea bunurilor personale. Un jandarm care se afla în postul de pază la sistemul hidroenergetic de navigație la Porțile de Fier 1 a observat în zona muzeului regiunii Porțile de Fier un telefon mobil pierdut. Ofițerul a observat că telefonul era deblocat și a format ultimul număr apelat, cel al mamei proprietarului telefonului. Aceasta a anunțat membrii familiei, astfel că în scurt timp cetățeanul originar din Botoșani, aflat în vizită la muzeu, s-a prezentat pentru a-și recupera telefonul. După verificările necesare, jandarmul i-a înmânat telefonul, sfătuindu-l pe viitor să fie mai atent în asigurarea bunurilor personale. Jandarmii mehedințenii recomandă cetățenilor să manifeste o atenție deosebită și telefoanelor mobile, întrucât acestea au o valoare ridicată și conțin date cu caracter personal ale posesorului și ale altor persoane, fotografii personale, aplicații bancare, conturi pe rețelele de socializare și adrese e-mail personale.